publicul larg are un mare interes. Probabil ca și pe tine mă oprește lumea pe stradă să mă întrebe, domnul, ce se întâmplă cu războiul? Vine și la noi. Presupun că în Franța e o temere mai mică că i-ar putea ataca rușii, dar noi toți în flancul de est aici avem o îngrijorare legitimă. Noi am fost sub cisma rusească și a fost îngrozitoare. A fost cel puțin comparabilă, dacă nu mai rea, decât cisma nazistă. Deci o avem în ADN, o avem în memoria colectivă. Deci mă îngrijorează Putin, fără doar și poate. Pe cine nu îngrijorează Putin din estul Europei? Vezi polonezii ce fac, deci măresc armata de la 150.000 la 300.000 de oameni, dar nu asta e problema, o super înarmează, deci alocă, nu știu, 6% din PIB, deci niște eforturi colosale. Polonezii sunt niște jucători excepționali în perioada asta, profită la maximum de războiul din Ucraina, cer o droaie de facilități, au acces la foarte multe lucruri. Uite că au fost vizitați de Biden și acum și înainte. Formatul București s-a ținut la Varșovia. Noi, având o importanță geostrategică mult mai mare decât Polonia pe harta conflictului actual din Ucraina. E adevărat. Da? Noi nu știm să ne jucăm nici o carte. Mă, fraților,